AUR reiterează solicitarea făcută avocatului poporului de a contesta acel OUG privind comasarea alegerilor. Prin vocea lui Ciprian Titi Stoica, AUR consideră că îi se fură șansa de a avea un proces electoral echilibrat, modificând regulile jocului în timpul acestuia, cu mai puțin de 3 luni înainte de alegeri. Marcel Ciolacu și Nicolae Ciucă, aproape constituind un grup infracțional organizat, au ales să meargă până la capăt cu acest demers pe care noi îl considerăm ilegal, neconstituțional și antidemocratic, să comaseze alegerile europarlamentare cu cele locale. Știți și dumneavoastră foarte bine, temele pentru alegerile de europarlamentari și cele pentru aleși locali sunt cât se poate de diferite și în acest context al comasării, dezbaterile sănătoase care ar trebui să aibă loc în această campanie vor fi influențate de acest mix de problematici. Da? Unele la ce țin de nivel european, iar celelalte de interesul strict local, în special, să fim serioși, sunt foarte multe lucruri din zona rurală care trebuie dezbătute. Ciprian Titi Stoica este de părere că acest demers are un plan bine pus la punct, făcut cu reprezentanții ai instituțiilor europene, în contextul în care săptămâna trecută au fost prezenți în România reprezentanți de vârf ai acestora. Și am văzut că acest plan o are ca și vârf de lance pe Ramona Chiriac, care este reprezentanța Comisiei Europene în România și domnia sa se află într-un grav conflict de interese, fiind un funcționar public, administrator cu grad înalt în cadrul Comisiei Europene și noi considerăm că a încălcat acest criteriu de compatibilitate. De altfel, colegii mei din Alianța pentru Unirea Românilor au trimis Comisiei Europene o scrisoare prin care solicităm o investigare cât se poate de atentă asupra șefei reprezentanței Comisiei din România, doamna Ramona Chiriac, ca urmare a candidaturii domniei sale ca și vârf de listă în Partidul Comasat Român, PSD și PNL. Deputatul AUR consideră că faptul că Ramona Chiriac pozează în independent reprezintă doar o perdea de fum. De fapt, ea s-a înțeles de mult cu Partidul Unic, devenind astfel simplu politruc, a punctat Ciprian Titi Stoica.